Salutare tuturor! Voiam să vă arăt acest nectarin înainte să îi culeg fructele. Este un nectarin pe care l-am cumpărat de pe internet. A fost plantat acum vreo 2 ani. Voiam să vă arăt cât este de încărcat comparativ cu dimensiunile lui. A fost plin de flori și asta primăvară. Nu mă așteptam să facă atât de multe fructe. Dar uitați-l cum arată, parcă ar fi un pom de iarnă. Și încă am mai cules eu de prin ele. Au mai căzut câteva și pe jos. Inițial când le-am văzut am crezut că este piersic, pentru că are un pic de puf. Dar desfăcându-le am văzut că se desprinde de sâmbure și este nectarin. Uitați-l cât este de roditor. Nu a fost nevoie să-i pun suporți. Nu l-am tratat cu absolut nimic. Doar cu un pic de spray. Acum câteva luni, că avea niște afide. În rest, priviți cât este de roditor. Nu știu dacă o să mai nimeresc specia asta, că aș mai lua și aș mai pune și în grădina din spate. În schimb, caisul ăsta, care a fost plantat în același timp cu nectarinul, nu mi-a făcut niciun fruct în niciun an. Face câteva flori primăvara, dar nu se formează niciun fruct, absolut niciunul. M-ar bate gândul să încerc să iau o crenguță din nectarin și să încerc să altuiesc în ăsta. Cred că s-ar prinde mai ușor, fiind specii înrudite. Cais cu nectarin, cu piersic, ar putea să se prindă mai ușor. Deocamdată eu nu știu să altuiesc, dar aș putea încerca. Am destule rămurele sănătoase pe care aș putea să încerc să fac altoiul. E păcat de el să-l scot, s-a îngroșat în tulpină și el așa e sănătos, cu excepția faptului că nu face fructe. Ia uitați ce frumoase sunt. Sunt foarte încântat de pomulețul ăsta. O să văd dacă și anul următor o să facă la fel. Poate a avut el un an mai bun. Cert este că ați văzut cât e de mic și ce încărcat era. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc mult spor la treburi.